Bine v-am regăsit la Doctor Online. În fiecare an în România sunt diagnosticate câteva sute de cazuri noi de cancer la sân. Discutăm acest subiect despre incidență, dar și despre tratamente și despre imagistica legată de aceste cazuri cu domnule doctor Pai Kiș Emeke, oncolog, și doamna doctor Angelica Chiorean, senolog, radiolog. Bine ați venit la noi la Via Cluj TV. Bine v-am găsit. Doamna doctor Pai, care este prevalența cancerului în România în acest moment potrivit statisticilor? Aș începe prin a menționa faptul că această patologie, cancerul mamar, ocupă locul 1 între cancerele la sexul feminin. Ca și dacă este să vorbim despre numere, atunci numărul cazurilor noi diagnosticate pe an este undeva la 7500 de cazuri, conform ultimelor statistici. Mortalitatea, rata mortalității este undeva la 3500 de cazuri pe an. O problemă majoră o reprezintă faptul că, de fapt, peste 80% din aceste cancere, practic, sunt diagnosticate în stadii avansate, adică stadiul 2, 3 și 4, spre deosebire de țările occidentale, unde acest procent este invers, adică peste 2/3 din cazuri sunt în stadii incipiente. Și atunci se naște întrebarea, de ce credeți că se întâmplă acest lucru în România? De ce mortalitatea este atât de mare? O problemă majoră consider că este reprezentată de lipsa programului național de screening al acestei boli, adică a depistării precoce al bolii. Cum se descoperă o astfel de boală, doamna doctor Chiorean? În mod normal, în țările vestice există un program național de screening al cancerului de sân care constă în mamografie. Există mai multe metode imagistice folosite în depistarea cancerului de sân. Cele trei de bază sunt mamografia, ecografia și rezonanța magnetică. Pentru programul de screening se folosește mamografia. Există diferite metode de a aplica acest screening mamografic. Sunt țări în care screeningul demarează la 40 de ani, în alte țări la 45 sau 50 de ani. Și la noi? De asemenea, intervalul este diferit. Din păcate, în România nu există în momentul de față un program de screening. Sperăm în viitorul apropiat să fie introdus și la noi. A fost un studiu pilot organizat de Institutul Oncologic împreună cu colaborarea cu norvegienii, dar a fost efectuat doar pe 5.000 de cazuri. Speranța este să fie cât de repede introdus și la noi în țară. La noi în țară probabil va fi introdus de la 50 de ani și va fi efectuat la un interval de 2 ani. În țările în care este această metodă aplicată, sunt foarte multe tumori diagnosticate în stadiul 0 sau stadiul 1, cu un prognostic foarte, foarte bun. De exemplu, în Statele Unite, unde programul începe la 40 de ani și este anual, procentul de cancere stadiu 0 ajunge la aproape 30%. Deci șansele sunt foarte mari. Foarte mari. Spuneați că sunt trei metode, mamografie, ecografie Să le luăm pe rând. Vă rog. Deci mamografia, ideal este folosită mamografia acum digitală, care poate fi suplimentată cu mamografia 3D, care se numește și tomosinteză. Seamănă, dacă doriți, cu tomografia computerizată. Se fac felii la nivelul sânului și practic putem urmări felie cu felie pe mamografie sânul. În mod normal, la mamografie se fac două incidențe, o incidență oblică și o incidență craniocaudală per sân, deci toată lumea trebuie să știe că mamografia înseamnă 4 expuneri. Da, este o metodă cu iradiere, dar iradierea este foarte mică. Ne place să o comparăm cu un zbor transatlantic. Da, e adevărat, nu o facem la persoanele cu sarcină, dar în rest contraindicații avem puține. Este o metodă suportabilă, nu este bine să fie dureroasă și bineînțeles că are și avantaje și dezavantaje. Cu cât sânul este mai mare, mai adipos sau mai gras și mai vârstnic, mamografia este mai bună. Cu cât sânul este mai tânăr, mai puțin gras și mai micuț, ecografia este mai bună. Deci la o persoană cu simptomatologie, dacă este sub 40 de ani, vom începe cu ecografie, în timp ce peste 40 începem cu mamografie. Dacă pe mamografie sânul constatăm că nu are o patologie anume, dar vizibilă mamografic, dar sânul este foarte alb sau foarte glandular, completăm investigațiile cu ecografie.
pentru că cele două metode se completează. Și avem a treia metodă, care este rezonanța magnetică. Chiar dacă aparatul de rezonanță seamănă cu cel de tomografie, sunt principii complet diferite. La RMN folosim un câmp magnetic, la tomografie este din nou cu raze X. Tomografia computerizată nu este bună pentru a investiga sânul propriu zis, dar este o investigație extrem de utilă la o pacientă cu cancer de sân pentru a vedea dacă există sau nu metastaze. Aș mai menționa la ecografie posibilitatea de a suplimenta ecografia în scară gri sau 2D cu două alte metode care țin tot de ecografie, se numește ecografia Doppler, care ne arată vasele de sânge și sigur că ne interesează vasele de sânge din tumoră. Cu cât o tumoră este mai vascularizată și traseele vasculare sunt mai anarhice, cu atât este mai suspectă. Și mai avem tot ca și metodă care ține de ecografie sau sau ecografie sau ultrasonografie, elastografia, care ne arată duritatea unei leziuni raportată la țesuturile din jur. De ce ne interesează? Pentru că cu cât o leziune este mai dură, cu atât este mai suspectă. Sigur că examenul clinic ne arată duritatea unei leziuni, dar ce facem cu leziunile care nu se palpează? La leziunile care nu se palpează avem această elastografie care ne permite identificarea durității leziunii. Iată cât de mult ne poate ajuta tehnologia în acest caz. Haideți să facem acel exercițiu, poate chiar nu de imaginație, un exercițiu logic. Dacă cineva palpează acasă o tumoră de sân, ce trebuie să facă mai departe? Care este traseul logic? În primul rând aș menționa că la oncolog ajung puține asemenea cazuri. Este important ca pacienta, cea care își depistează un nodul, o formațiune în sân, trebuie să se adreseze, să ajungă la radiolog. Și aici o las pe doamna doctor ca să ne explice un pic despre... Așa este. Într-adevăr, chiar și la noi ajung mulți pacienți cu biopsii efectuate, biopsii percutane, și aici mă refer la biopsiile efectuate cu un ac fin sau un ac gros. Sunt mai multe tehnici de biopsii și aici am putea vorbi destul de multe. Tehnica standard și cea de dorit în 2020 este biopsia cu pistolet automat, care se face cu anestezie locală și ideal sub ghidaj imagistic, sub ghidaj ecografic cel mai frecvent. Dar vorbeam de paciente, cum să ajungă la noi. E bine ca înainte de această biopsie să ajungă la noi, la radiologie, ca să le putem face toate testele înainte de biopsie. Asta înseamnă mamografie și, dacă este utilă, sigur, și ecografia și rezonanța magnetică. De ce credeți că se întâmplă invers, că fac întâi biopsia și după aceea vin să vadă până unde e problema? Din păcate, pacientele probabil nu știu unde să se adreseze, la cine să meargă. Unele paciente merg la medicul de familie și cel mai frecvent medicul știe unde să le trimită, medicul de familie le trimite la noi. Sunt paciente care ajung direct la ginecolog. Ginecologii în România și nicăieri în lume nu pot să facă mamografie, pot să facă adesea doar ecografie. Sunt paciente care ajung direct la chirurg și, așa cum spunea doamna doctor într-o discuție zilele trecute, adesea pacienții merg unde au fost îndrumați de prieteni, de cunoștințe, de vecini care au trecut probabil prin aceeași probleme. Dar ideal este să ajungă direct la radiolog, noi facem testele imagistice necesare și adesea facem și tehnica de biopsie ghidată imagistic. Dacă am vorbit despre investigațiile imagistice, am vorbit despre cum se descoperă, despre, despre incidența, aș dori să știu și o informație care pentru foarte mulți este esențială, și anume dacă există tratament și dacă acesta funcționează. Da, în ceea ce privește tratamentul, trebuie știut că această boală, cancerul mamar, este o boală foarte heterogenă, este o boală complexă, al cărui tratament necesită o echipă multidisciplinară, și anume oncolog, chirurg, radioterapeut. La acestea se mai adaugă, ar trebui cel puțin să se adauge și suportul psihologic, respectiv nutrițional. Ca și tratamente, m-aș opri puțin la o anumită formă de cancer mamar, pentru că aici avem terapii mai speciale și
Vreau să vă întreb, există mai multe forme de cancer de sân? Există patru forme de cancer de sân, fiecare cu particularitățile lui, cu terapiile specifice. Și atunci, tratamentul de care doriți să-mi spuneți, la care s-ar potrivi? Tratamentul despre care aș vrea să spun câteva vorbe este, se referă la cancerul mamar HER2 pozitiv. De ce acest lucru? Pentru că are o particularitate și anume prezența acestui HER2, care probabil multă lume nu știe ce înseamnă. De fapt, acest HER2 este o proteină care se află pe suprafața unora dintre celulele tumorale sau unora dintre formele de cancer mamar. Ce înseamnă acest lucru? Practic, prin această proteină se transmit semnale către interiorul celulei, favorizând multiplicarea celulară. Ce s-a constatat la acest tip de cancer mamar? S-a constatat că sunt mai agresive, este o formă mai agresivă a bolii, care se traduce, practic, printr-o rată mai mare de recidivare, respectiv de metastazare. Și de aici nevoia de a identifica și de a utiliza terapii mai specifice. Și anume terapii care blochează această proteină numită HER2. Ele reușesc să îmbunătățească și să crească, practic, atât intervalul liber de boală, adică acea perioadă în care pacienta este fără simptome, cât și supraviețuirea. Indicația acestor medicamente sau momentul când le dăm, sunt foarte bine stabilite. Fiecare medicament își are rolul lui și se dă în diferite momente, etape de evoluție a bolii. Astfel, unele din ele le dăm în boala, adică în tratamentul neoadjuvant. Trebuie știut că tratamentul de referință în patologia cancerului mamar este chirurgia. Tot ce se întâmplă înainte de chirurgie se numește tratament neoadjuvant, adică înainte de chirurgie. Tot ce se întâmplă după chirurgie se numește terapie adjuvantă. Practic, scopul tratamentului oncologic, la modul general vorbind, este acela de, bineînțeles, pe lângă supraviețuire, de a asigura și o calitate a vieții acceptabilă, astfel încât pacienta să se reintegreze în câmpul muncii, în societate, să-și poată duce viața oarecum normală în continuare. Din ce în ce mai mult intră în practică ideea de boală cronică. Deci cancerul mamar începe să capete conturul unei boli cronice, nu neapărat, dar oarecum asemănătoare cu un diabet zaharat sau o boală cardiovasculară pe care o duci toată viața. O duci toată viața. În condiții cât de cât acceptabile. Da, și aceste terapii sunt de lungă durată. Nu e numai o singură administrare sau doar câteva, de obicei sunt pe durate mai îndelungate. Spuneați că tratamentul în cazul cancerului de sân este un tratament complex. Nu se limitează doar la chimioterapie sau la radioterapie, ci sunt mai mulți pași. Puteți să spuneți, vreau frumos, care avantajul în a le combina? Toată această combinație are ca cel, ca scop, practic, îmbunătățirea supraviețuirii, a calității vieții pacientelor. Deci, după cum am spus, este un tratament multimodal, este foarte important momentul când se aleg fiecare. Toate acestea, o combinație eficientă, are ca rezultat o supraviețuire mai bună. Toate aceste decizii, ordinea lor, se stabilesc pe baza unor ghiduri. Lucrăm după ghiduri internaționale, în special după ghidurile europene. Sigur, ele sunt oarecum orientative. Fiecare pacientă este un caz particular, un caz personal. Tratamentele oarecum le personalizăm pe fiecare pacient în funcție de vârstă, de profilul bolii, de comorbidități și așa mai departe. Ca urmare, și rezultatele vor diferi ținând cont de aceste aspecte. Spunea doamna dr. Chiorean că este o muncă de echipă și că nu ajung în ordinea în care trebuie câteodată pacienții la medici. Dacă este o muncă de echipă, cine este șeful unei astfel de echipe? Cine ia o decizie finală în aplicarea unui tratament sau altuia sau a tuturor împreună? Noi adesea comunicăm. Există o urmărire imagistică a răspunsului la tratament. De multe ori, în cursul unui tratament neoadjuvant, se face o reevaluare după 3-4 cicluri și vedem cum a răspuns pacienta, cum s-a redus tumora, cât de mult s-a micșorat. Și această comunicare există
permanent între noi și oncologi, noi și chirurgi. Există chiar posibilitatea de a ajuta chirurgul să excizeze o leziune. De multe ori, dacă tumora sub tratament devine nepalpabilă, noi facem semne preoperator pentru a putea fi excizată leziunea corect, cu margini de siguranță, fără a se recurge la mastectomie. Deci, munca în echipă este esențială. Și aș mai adăuga faptul că aceste paciente rămân în urmărire ani de zile, atât la oncolog cât și la radiolog. Merg înapoi la control, inclusiv la chirurg sau, de ce nu, și la radioterapeut. Pentru că terapiile sunt de lungă durată și pentru faptul că există un risc de recidivă, practic urmărirea imagistică este foarte importantă. Pacientele intră într-un program de urmărire și după încheierea tratamentului sau în timpul anuitei etape a bolii, ele trebuie să-și facă imagistică evaluări anuale, pentru că există risc atât de recidivă, cât și apariția bolii în sânul contralateral. Deci colaborarea, comunicarea cu radiolog, cu chirurg, cu radioterapie, cu radioterapeut este oarecum permanentă și este esențială în urmărirea acestor paciente. Da, doctor, vorbesc despre noile tehnologii, noile metode de tratament, noile medicamente. Sunt ele suportate de stat, costurile acestea? Da, ceea ce am menționat, cele patru molecule sunt pe listele de compensări și în România, ceea ce ne bucură foarte mult, pentru că am menționat beneficiile lor, sigur sunt costisitoare, dar încet, încet, cu pași mai mici, dar ne aliniem și noi Uniunii Europene. Și sunt și alte medicamente care urmează să intre pe listele de compensări, sigur, nu se întâmplă de pe o zi pe alta, sau se mai extind indicațiile pentru terapiile existente. Și aș dori să închem cu un mesaj de final către toate doamnele și domnișoarele care își pun problema, poate că au în familie antecedente, poate că nu au mame, verișoare, bunici care au avut cancer de sân. Care ar fi sfatul dumneavoastră primordial? Faceți o examinare imagistică mamară. Este utilă pentru a descoperi la timp. Chiar dacă nu există screening exact, în România. Exact. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile oferite și vă mai așteptăm la Via Cluj TV. Mulțumim. Mult!